Don't like you, she likes everyone. And I never lied to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job. Bună tuturor, bine ați venit pe canalul meu. Eu sunt Janina și aici, pe aici, pe undeva e Mateo. Ciao! Ciao. Ce faci, Mati? Nimic. Nimic, să joacă la Play, că Mateo, poate că voi nu știți, dar Mateo are un canal de YouTube unde face gameplay. O să vă las când o să pună un video, că le are acolo puse private, că nu vrea să le arate. Caz că trebuie să mai crească un pic înainte să pună video pe YouTube. Și hai să trecem la treburile noastre. Astăzi am un mega, mega haul. Am o grămadă cutiuțe să vă arăt de ce m-am mai cumpărat, de cadoul pe care l-am primit pentru doctorat. Hai să începem de la ăsta. Este o brățară de la Swarovski. E mișto de tot. Are Swarovski mare aici, așa. Asta am primit-o de la soacra mea și de la mama lui Marco și de la sora lui Marco. Am primit și cețelușii ăștia. Trebuie să scoatem de aici. Se aseamănă cu brățara. Și am primit bani, bine, asta. Și acum hai să trecem la ce mi-am mai cumpărat. Pe astea ați văzut? Stați mă să... Cum să facem? Cred că le-ați văzut într-un vlog. Le-am luat de la Tailey Whaley. Sunt niște lănțișorici așa, din alea negri care vine la baza gâtului așa. O să vi le arăt aici. O să vă fac așa pe undeva pe aici, o să vă pun. Hai să trecem la Sephora. Vi le arăta Mateino în vlog. Tot vlog am zis asta. Am cumpărat de la Benefit ăsta pentru sprâncene. E ăla mai gros pentru că l-am avut pe ăla mai subțire și a ținut foarte, foarte puțin. Am mai luat un rimel de la un mascara de la Benefit, de la Too Faced Better Than Sex. Am mai luat și un eyeliner de la Too Faced, dar nu știu unde l-a pus Rusella, că mi l-a luat de aici. Și astea le-am luat de la Sephora. Ce bunătăți am aici. Am ăsta de la Sephora la roz. Nu știu. Și aici am o grămadă de bunătățuri pe care le-am cumpărat eu așa pe unde am mai fost. Și am un fond de ten de la Catrice. Acadi Liquid Converage. 24 de ore. Fondul ăsta de ten l-am încercat și nu-mi place. L-am încercat de vreo două ori, dar nu mă încânt așa, nu știu de ce. Nu-mi place tare. Așa. Am mai luat de la Algenis corectorul ăsta, e roz. Ți se reușit, da, mă? Brav. Mateo a reușit acolo să facă treaba lui. Ui, și încă nu l-am folosit. Și hai să trecem la cele mai tari chestii pe care vreau să vi le arăt. Rujurile de la Kat Von D. Sunt wow pe buze. Am numărul... E un fel de vișineu grena. O să vă fac pe aici pe undeva. Unul mai natural,
Nu reușesc să citesc aici, sunt oarbă. Asta e o culoare mai naturală, dar este totuși spre mai roșiatic, așa, nu e chiar... și încă unul roșu. Hai să vă spun despre el. Sunt mat pe buze, rezistă o grămadă, adică și a doua zi eu m-am mai trezit cu ele pe bot. Singura chestie e că pe mine mă enervează când se usucă pe buze și ce fac? Îmi dau cu de la transparent peste lichid luciu ca să... Îmi dau de la transparent peste ele ca să simt buzele mai hidratat. Sunt wow! Wow! Încă două rujuri wow. Sunt rujurile de la Chanel. Alea două. Uite-le aici. Am unul mai roz și unul mai siclam, așa. Și în sfârșit am găsit rujurile cele mai bune și cel mai mișto din lume din cauza că se usucă, dar dacă tu îți dai cu ăsta și nene, nu se ia după bot, nu se ia după buze deloc. Rămâne acolo, mănânci, stai toată ziua cu ele, nu se ia. În schimb, alea de la Kat Von D le lasă să usuce ca lumea și după aia, fără luciola, după câteva ore așa începe să ia aici, în mijloc. Vedeți pe aici? Ăsta l-am de vreo oră și deja a început să ia pe aici. Și, în schimb, astea nu, nen. Stă pe buze toată ziua. Super. Mi-am mai luat un corector tot de la Chanel. Dar nu prea îmi place mie că e prea închis, îl țiu acolo. Așa. Mi-am mai luat un lipstick ăsta de la MAC. Este Lady Be Good Retro Matte Liquid Color. Eu îl am pe la roz, aici pe undeva. Ăsta este mai o culoare mai naturală, așa. Și ăsta este iar un ruj minunat. Ăsta nu are nevoie de luciu peste, că rămâne acolo mai, e mai finuț, așa, mai, rămâne mai ca lumea pe buze și mai ales că nu e o culoare prea stridentă, nici nu se ia, adică nu se vede diferența dacă ți se ia sau eu știu. Și acum să trecem la lucrurile alea care eu cred că sunt wow. Am avut ocazia în anteprimă să am niște farduri de la MAC, care încă trebuie să iasă pe piață în Europa. Eu le-am primit din America, de la o prietenă care lucrează la MAC. Și mi-a trimis în premieră absolută fardurile astea. Sunt ceva așa de vis. Sunt așa 3D, o să vă arăt. Și sunt ceva nemaipomenite, super, super mișto. Sunt, rămân, sunt foarte pigmentate. Bine, vă aici. Sunt, eu deja m-am machiat și să blendește, dar nu se poate. Sunt, wow. Tu iei din ele și nu se vede, că e în valuri, așa. E... mișto, mișto de tot. Hai să trecem mai departe. Mi-am mai cumpărat un corector de la Shaka. De la Shaka. Da, ăsta galben, că deja... l-am mai folosit și îmi place. Mi-am mai luat un păr profesional. Așa. Hai să trecem mai departe. Cred că video-ul ăsta o să fie super, super lung.
Am făcut o colaborare cu un site mybeautic.com și mi-au dat 25 de euro să îmi aleg produse de acolo. Au majoritatea produselor de la NYX, de la Maybelline și e o bine că n-am... În momentul în care te găsești acolo pe site-ul ăla, n-am reușit să cheltui mai 25, am cheltuit vreo 40, 25, 35 și cu 7, vreo 42. Și mi-am luat un duo stick, foarte mișto, care e pentru contouring. Într-o parte are negru, într-o parte este maro, și în cealaltă parte este alb. Este foarte drăguț că poți să-l blenduiești, că e în cremă așa și poți să-l blenduiești ca lumea. Mi-am mai luat un corector tot de la NYX, un ruj, un lipstick așa de un roz, este ce este aici? Pink Cloud Nuage Rose. Și mi-am luat eyelinerul ăsta de la Maybelline, care este de nu se poate, pentru că are o parte groasă, una mai subțirică așa și una, dacă te duci cu partea aia, și mai subțire. Și e mișto de tot, pentru că poți să alegi tu cum vrei să-l faci, cum... Că dacă vrei să faci mai groasă, dacă vrei să faci mai subțirică. Și mai ales, cea mai tare chestie e că ține de nu se poate. Ăsta este Maybelline Master Precise Curvy. A, uite-mă la aici eyelinerul de la Too Faced. Ăsta e mișto, dar după zi... După vreo câteva ore așa l-am întrebat pe Mateo: Mateo, cum e eyeliner? Și mama, ți s-a șters pe aici. Și făceam, da, mă, îți spune adevărul. Da, mami, s-a șters. Și glitterele astea albastre. Mai departe, că n-am terminat. Mi-am mai luat de la Aqua Sapone ăsta. Ba, bine, că după asta l-ați mai văzut pe un vlog. Avea burețelul ăsta aici. E de alea, burețele de alea cam tare, așa, nu e chiar drăguț așa. În sfârșit, am dat și eu niște... Tot mă să mă așez ca lumea aici, că mi se vede prizele pe acolo. Trebuie încă să aranjez cu prizele. Am dat și eu comandă la Avon și mi-am luat cremuța asta de... cum îi spune? O cremă de hidratantă, Nutra Effect Active SEO Complex. Nu mă nebunește așa la maxim. Da, e bun acolo să-ți dai că e pentru seară. Am luat fondurile astea de ten, unul mai închis și unul mai deschis. Un primer, încă nu le-am folosit pe asta. Un corector care nu mă nebunește pentru că e închis, dar o să-l folosesc eu acolo pentru cineva. Poate îl dau lui mama, cine știe. Și un eyeliner care... nu prea m-a plăcut la nebunie așa. Este drăguț așa, dar vedeți că trebuie să fii atentă. Să fii atentă cum îl dai, pentru că zici că are ca sugativ așa, să întinde. Nu știu să vă explic lumea. Bine, o să mai lucrez eu la el cu ceva. Și am luat și chestiile astea de la Avon. Mi-am luat chestia asta care e de nu se poate pentru păr, este de la Blue Orange Pro Evolution, luce reflect, cristal, semințe de in. De la Kiko am mai dat o fugă și pe acolo, am luat... ăsta pentru sprâncene. E transparent, îți fixează sprâncenuțele ca lumea. Și eyeliner vreo două. Ca astea le folosește Rosella. Eyeliner normal.
nimic deosebit. Pasta v-am arătat-o, paletuța de la Neve Cosmetic. Este, nu vreau să fac swatch la ea, pentru că vreau să dau cadou la cineva. Este așa. E super mișto. Are culori neutre. Mi-a luat paletuța asta de la Morphe cu pentru contouring. Are și iluminant. Este foarte drăguță pentru că are culorile alea deschise și ea este foarte deschisă, fiindcă eu sunt albă ca laptele, așa. Are și maro, câteva nuanțe, și are și iluminant, care e foarte, foarte drăguț. Lucește așa un pic. Este ok, îmi place, o folosesc numai pe ea. Tot de la... Bravo! Tot de la Morphe mi-am mai luat paletuța asta cu blush-uri. Este așa. Pastele am luat de pe site-ul Cult Beauty și este așa. Nici pasta nu vreau să desfac, că și asta e să fie un cadouaș. Are culori foarte drăguți. Este foarte colorată, are culorile care trebuie, are și culori mai tare, așa mai mișto. E super. Încă mi-am mai luat încă o paletuță. Este paletuța tot de la Morphe. Este numărul 35W. Eu deja o am pe 35. Asta. 35U, baia colorată. Asta este cu culori naturale. Naturali. Este așa. E super, super mișto și asta. E... Are culori frumoase. Tocmai îmi plac ce nou. Și de la Neve Cosmetic mi-am mai luat Disgelo. O să vă fac swatch-urile, că sunt ceva de vis. Disgelo este cu nuanțele aurii. Aici avem Illuminissimo. Nu Illuminissimo. Disgelo, Disgelo, care este cu nuanțe aurie de nu se poate. Celălalt este, eu le am aproape pe toate din colecția asta. Celălalt este Diamanti in polvere, adică diamante prafuri, e în argintiu. După aia mi-am luat Illuminissimo, care este o pudră. Ăsta Yellow este un corector, iar Light Rose este o pudră de un blush. Și cred că v-am arătat tot ce am mai cheltuit eu zilele astea. În ultima lună, cam așa. A, uitați, mai e și ăsta alb așa. E o cealaltă din aia albă. Și cam atât. Sper că video v-a plăcut. Mateo vă salută și el. Saluta! Ciao! Ciao! Și ne vedem la următorul video. Like, like! Nu uitați să ne urmăriți și pe Instagram. Vă pupăm!